Anul 44 a fost când eu m-am născut și când pe tata meu l-a luat la război. Și mama m-a născut pe mine fără tata. Și a trecut un timp cât a trecut și a venit un bărbat și a spus mamei că tata e mort, a murit în Germania. Și mama tare s-a scârbit că dacă a rămas cu 5 copii, tare și o vreme așa de grea și război și apoi a fost foame și tare greu i-a fost, tare greu am crescut. În timpul foamei aveam 3 ani și o leac și suntem și țin minte, dar țin minte o leac. Avem o masă așa pătrată și scăunele și ne așezam toți, bunica și noi cinci, mama mea și de tot vremencioare. Tot vremencioare, ne turna borș. Și într-o stratină mărișoară și meleguță și mâncam. Ne ziceți, mâncăm mai mult borș, nu prea meleg, dar mai mult borș. Și abținem mama vac, avem vac. Asta ne-a scăpat pe noi, vaca ne-a scăpat. Că n-a murit niciunul de foame, am trăit tăci, în care am greșuleni și bolfoși. Și ne turna lapte. Și puțin de cât mai ligă punea acolo, dar ce mâncați mai lăptos, mai lăptos. Și asta ne-a salvat pe noi, vaca ne-a salvat. Dar și mama a fost o femeie tare vrednică, tare harnică, tare... Eu nu știu când mânca, că noi putem să nu vedem când mânca. E încioare și ne turna și de grijă de noi și să mâncăm și ne săturăm. Și... Dar eu când mânca, eu n-am văzut niciodată. N-am văzut niciodată să mănânce cu noi la masă, niciodată. Când mâncam, și cred pe urmă, dar și rămâneam, eu știu ce face ei. Numele meu în documente a fost Iuliana, numele drept, că sunt născută la 7 iulie. Și mi-au pus numele Iuliana, dar frații mei și surorile mele le-au plăcut o fată din Mahală, că o chema Leliunia și mi-a și pus să-i zică Leliunia. Și când a început să mă duc, când m-am dus în clasa 1, învățătoarea, cum să mă scrie dacă sunt Leliunia, m-a scris Elena. Și așa am mers Elena cât am învățat 10 clas și abia m-am măritat după ce am terminat 10 clas și am mers Elena. M-am măritat și am început să lucrez în colhoz și tot Elena am mers. Și apoi am lucrat după ce m-am îmbolnăjit, de m-am lucrat la bolniță. Nu trebuie să fac tutiun, că nu trebuie, că e lucru greu. Și că când ne-am încătat lucruri mai ușor. Și tot Elena a mers, când a ieșit la pensie, dar m-a încurcat numele ăsta, că trebuie Iuliana, dar eu eram Elena. Și am făcut documentele toate din nou și apoi a ieșit la pensie. Am întâi 10 clase și am început să mă întâlnesc cu fostul meu bărbat. La o lună ne-am înscris, dar nu am venit la dânsul, n-am avut treabă cu dânsul, nici așa este acasă, o lună de zile. Și apoi ne-am înscris și de duminica mare ne-am cununat. Nu știam a face mâncare, nu știam nimic mai scurt. Când făcea mama și noi mâncam și habar n-aveam. Dar mama a vrut tare să scăpe de noi, că se sătura să cinci pe capul ei ștețe, nu crescut pe tăță. Și este la între surorile mele tot tineri s-au măritat, tot mă tângă de vreo 17 ani și tot bărbați, tot mai mari ca dânsele, fix ca la mine. Și e ca așa a fost. Și nu vreau, dar dacă au zis că fetele când se întreabă, atunci, că dacă pe urmă eram neașă și fată bătrână și nu te-a luat nimeni. Tare greu ne-a fost de la început, tare greu ne-a fost. El lucra la stroică, dar eu făceam tutiun. Și timp de cât 9 ani am făcut și casă, și sarai, și fântână, și beci, și 3 copii. Fără ajutori, fără părinți, fără nici mai scurt, tare mult am muncit și el și eu. Dar totdeauna ne împăcam, ne înțelegem. Și soțul m-a dezgherdat în cele alea. Nu în cele lune, dar mă numea Leale.